Consiliul Județean Vâlcea a realizat în ultimii ani lucrări de reabilitare a DJ-644A, drum care pleacă de la limita cu județul Olt, traversează comuna Lalușu și ajunge la Făurești în drumul județean 643. În aceste zile se asfaltează un nou tronson din acest drum pe sectorul Lalușu și vor continua cu lucrări de reparații și asfaltare pe toate drumurile județene. Dragobete, se și muncește românește. A coincis această zi frumoasă pentru cei care se iubesc românește. La noi se muncește românește pentru că de astăzi am pornit stația de asfalt și am început programul de întreținere și reparații pe drumurile județene. Am început să facem covor asfaltic pe drumurile județene în limita bugetului destul de mic pe care îl avem. Cu toate astea ne ținem de treabă și le mulțumesc colegilor mei de la REAJDP care sunt pe drumurile județene astăzi. Astăzi suntem la Lalușu alături de domnul primar, un bărbat tânăr, inimos, care și-a dorit să fie primar pentru comunitate și pentru că iubește comuna Lalușu. Facem covor asfaltic pe drumul județean care traversează comuna și vom continua să facem covor asfaltic în mai multe zone ale județului. Astăzi la Lalușu. Așteptăm că așa cum am promis, începem să ne mișcăm, să ne ținem de cuvânt, cu sprijinul domnului, cu sprijinul președintelui, domnului președinte al Consiliului Județean, cu sprijinul Consiliului Județean, ca și cum am promis în alegeri, bine faci, bine găsești. Și fapte, nu vorbe. Am la primărie să facem treabă, să facem ceva pentru comunitate, să arătăm că se poate, nu neapărat că fondurile europene sunt vorbe. Și sperăm că în următorii 4 ani de zile să aducem cât de cât comuna înspre prosperitate, înspre bine.